Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, același Marius Mitache alături de colegii mei din regia tehnică, doamnelor și domnilor, ALDE România respectată în Europa, exclusiv prezent la noi în studio domnul Tudor Tim Ionescu. Domnia sa este vicepreședinte al organizației de tineret ALDE, este și secretar general adjunct ALDE la nivel național, dar și consilier general al primăriei municipiului București. Domnia sa exclusiv prezent la noi în studio. Îi spunem și noi bună seara, bine ați venit. Bună seara, domnule Mitrache, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim pentru prezență. Cum a decurs vizita de la Târgoviște și ce impresie v-a lăsat organizația Dâmbovița ALDE? Organizația Dâmbovița ALDE o cunosc în calitatea mea de secretar general adjunct al partidului și este una din organizațiile care în ultimii 2 ani și jumătate, 3 ani chiar, a progresat poate printre cele mai bine din organizațiile noastre, pentru că s-a văzut impactul pozitiv pe care l-a avut în constituirea și dezvoltarea organizației președintele Ionel Petre, care nu doar că este un bun organizator, dar este și un foarte bun comunicator al ALDE, unul din comunicatorii echipei ALDE, care transmite mesajele noastre liberale, atât la nivel național, cât și pe plan local. Deci o cunoșteam și o cunosc organizația. Mă bucur să văd că există o implicare atât de importantă și de mare și mi-aș dori ca și alte filiale, care poate sunt la început, pentru că, să nu uităm, ALDE este un partid care a început activitatea în 2015, deci de-abia ne consolidăm în anumite locuri. Există multe persoane noi care n-au mai făcut politică, care au venit alături de noi la nivel național. Bineînțeles, nucleul dur provine din ce a fost odată Partidul Național Liberal și acum n-au rămas decât numele și sigla, astfel încât încercăm să îmbinăm experiența politicului liberală cu noutatea și cu persoanele noi, tinere, dar nu toate, bineînțeles, care vin alături de noi din ce în ce mai mult. Dar de unde atâta reticență din partea membrilor ai Partidului Național Liberal, de exemplu? În Dâmbovița nu s-a întâmplat fenomenul care l-am văzut aproape generalizat la nivelul întregii țări. Mai multe filiale ALDE, membrii marcanți au trecut de la PNL, mai multe filiale PNL au trecut de la Partidul Național Liberal către ALDE. La Dâmbovița nu s-a întâmplat acest fenomen, domnule. Da, chiar dacă nu este o trecere oficială, să spun, sau cum ați menționat foarte corect, o trecere masivă sau o filială întreagă care să fi venit alături de noi, să știți că discuții există peste tot, există și în Dâmbovița, foarte mulți liberali, dar nu mă refer doar la membrii ai Partidului Național Liberal, mă refer la persoane care cred în valorile liberale, cetățeni care cred în valorile liberale, cu care noi discutăm, membrii noștri discută, noi discutăm nu doar acum în campanie, ci de-a lungul timpului, bineînțeles, acum mergem mult mai mult să ne prezentăm atât candidații pentru alegerile europarlamentare, cât și principiile și valorile și proiectele noastre în viitorul Parlament European și sunt foarte multe persoane care vin și ne spun: știți, sunt liberal din 90, poate și după, am votat cu PNL-ul, nu mă mai regăsesc, nu înțeleg ce se întâmplă. Foarte multe persoane, să știți, care vin și mă întreabă: explicați-mi și mie ce se întâmplă cu PNL-ul de astăzi, ce este, de ce e așa, de ce este așa? Și bine, nu pot decât să le dau câteva explicații, să le explic mai ales de ce noi liberalii am plecat în frunte cu domnul Călin Popescu-Tăriceanu în 2014 din PNL. Și o să vă dau două exemple extrem de elocvente. Prima a fost fuziunea cu PDL-ul, cu care ne-am luptat ani de zile, da? Și care, din păcate, văd că nu i-a făcut pe ceilalți liberali din PNL să se opună acestei fuziuni anormale, atipice. Să nu uităm, PDL-ul, PD-ul venit din fostul FSN, da? Care până în 2005 a fost în Internaționala Socialistă, după care domnul Traian Băsescu a spus într-o conferință de presă: de astăzi nu mai suntem de stânga, suntem de dreapta. Din păcate, politica nu se face așa. Iar al doilea lucru care ne-a făcut să plecăm a fost ca o confirmare suplimentară faptul că PNL-ul fuzionat cu PDL a părăsit familia europeană liberală, pentru că vorbim de alegerile europarlamentare și este bine să menționăm acest lucru. ALDE Party, familia liberală europeană,
din care PNL-ul a făcut parte an la rândul, că era vorba de ELDR, care era denumirea de dinainte, sau noul ALDE, și s-au dus alături de PDL, PMP și alte formațiuni care nu au neapărat o coerență ideologică în această mare construcție creștin-democrată Partidul Popular European, dintr-un motiv oportunistic, să spun. Corect. Facem precizarea, oameni buni, că invitatul nostru din această seară este și candidat ALDE la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Domnia sa este implicat masiv, evident, în campania electorală, alături de colegii din ALDE Dâmbovița. Iată, îl prezent și la Târgoviște. Chiar am urmărit pagina dumneavoastră de Facebook, am văzut că sunt mulți interlocutori care v-au abordat pe stradă și chiar vă întrebau și vă transmiteau felicitări pentru ceea ce faceți, că domnia sa, Tudor Ionescu, Tim Ionescu, este și unul dintre comunicatorii de bază ai ALDE și la nivel național. L-am urmărit și la posturile naționale de televiziune, alături de, evident, de Ionel Petre. Până la urmă, cine este Tudor Tim Ionescu, domnule candidat la aceste alegeri europarlamentare, dincolo de funcțiile politice? Și știu că mulți dintre telespectatori și cei care ne urmăresc vă cunosc din prezențele noastre la televiziunea națională. Este un tânăr născut în 1985, deci la vârsta de 34 de ani acum, care din motive... Vă mulțumesc asemenea. Care din motive... Crescut de bunici, de origini bănățene, născut și crescut în București, dar de origini bănățene, care în 2000, în anul 2000, din motive personale, deci la vârsta de 15 ani, nu știam practic nimic despre ce înseamnă lumea, am ajuns cumva, printr-o conjunctură personală, să locuiesc, să continui să locuiesc și să studiez în Bruxelles, unde mi-am terminat studiile, am terminat Facultatea de Comerț Exterior, am făcut un stagiu, ceea ce mulți din tinerii care se uită la dumneavoastră înțeleg foarte bine, acel stagiu, acea practică pe care o faci în general în ultimii ani de facultate, și am făcut acea practică la o multinațională. Cu sinceritate vă spun că nu m-a atras zona aceea și, profitând de faptul că eram în Bruxelles, era perioada 2006-2007, deci discuțiile despre, să nu uităm, în 2004 valul de 10 state membre care au intrat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene, urmată în 2007 de România și de Bulgaria. Deci România, se discuta foarte mult despre aderarea României și Bulgariei în structurile europene și atunci m-am gândit, pentru că îl citesc pe Octavian Paler, care zilele trecute comemoram 12 ani de la trecerea dumnealui în neființă, și ca să-l citez: țări poți avea mai multe, patria e numai una. Și atunci, bineînțeles, patria mea fiind România, mi-am dorit întotdeauna să o ajut și am vrut să descoper ce înseamnă această lume a instituțiilor europene despre care auzeam. După cum foarte bine știți și probabil că și telespectatorii dumneavoastră știu, Bruxelles este, să zicem, de facto capitala Uniunii Europene, întrucât principalele instituții ale Uniunii Europene, dar nu doar, și NATO, își au sediul acolo, și atunci automat întotdeauna, fie le vezi, treci pe lângă ele, interacționezi cu ele de o manieră sau alta, și mi-a fost insuflat această gândire și acest imbold. Prin urmare, am continuat cu o facultate de studii politice, am făcut și un master în studii europene, unul în politică comparată, dar întotdeauna mi-am dorit să pun umărul, cum se spune, la dezvoltarea societății românești, la dezvoltarea comunității românilor, și să iau din bunele practici pe care le-am văzut în mica mea experiență din Bruxelles. Am fost un an Erasmus în Spania și am înțeles utilitatea acestui program, apropo de alegerile europarlamentare, iar programul Erasmus pentru studenți este un program al cărui buget trebuie să crească. Românii trebuie să aibă mai multe burse Erasmus, iar acest program trebuie extins sub o formă sau alta și către liceeni, pentru că mobilitatea este o realitate cu care ne confruntăm, care este foarte bună, și trebuie să oferim posibilitatea
tuturor tinerilor români să poată circula, să poată învăța de peste tot din Uniunea Europeană, de unde consideră ei să se ducă, pentru ca după aceea să vină și să aplice aceste bune practici în România. Astfel încât în 2011 am venit și m-am reîntors în România, deși păstrez, bineînțeles, legăturile cu Belgia, mi-am făcut un mic comerț în zona vinurilor, deci am fost antreprenor câțiva ani de zile. Iar eu din 2008 am exact în contextul de care vă spuneam, aderarea României la Uniunea Europeană, dorința mea de a mă implica, cu o credință și niște valori, să zicem, chiar dacă n-am putut să le definesc exact așa cum spune teoria politică, întotdeauna au fost pe zona liberală, adică niște valori precum libertatea, responsabilitatea, toleranța, diversitatea, justiția, corectitudinea societății, în care cred foarte, foarte mult, m-au făcut să mă înscriu în PNL în 2008 și în 2014, din motivele pe care vi le-am evocat la început, să părăsesc acest partid, alegând să continuăm liberalismul în această nouă variantă cu domnul Călin Popescu Tăricianu, punând umărul la construcția ALDE, iar din 2016 am, să zic, onoarea, plăcerea și responsabilitatea foarte mare de a fi unul din cei 55 de consilieri generali ai municipiului București, 4 din partea ALDE, 3 din cei 4 sunt tineri din organizația de tineret, colegii mei, unul este președintele organizației de tineret, altul este președintele Ligii Aleșilor Locali la nivel de tineret și cu mine, încercând în cei 3 ani de mandat aproape de consilier general să ameliorez cât am putut eu de bine pe anumite segmente care sunt zonele mele de acțiune, educația, mediul, protecția animalelor, să ameliorez viața bucureștenilor și a Bucureștiului. De altfel, ALDE, am văzut că acordă o importanță substanțială organizației tineret, peste 50% din lista totală de 43 de candidați. Foarte corect observat. 23 din 43 de poziții, lista extinsă. Da, lista extinsă. Da. Dumneavoastră sunteți și dumneavoastră prezent, sigur, pe locul, pe poziția 10, am înțeles, pe această listă de candidați. Da. Dar important este că, iată, conducerea ALDE la nivel național, știu eu, dă un credit, un cec în alb, acordă încredere organizației de tineret și care nu e bună numai în campania electorală, a lipit afișe și la, știu eu, la alte aspecte legate de campania electorală la care seniorii nu prea se bagă. Da, este una din caracteristicile care mă fac să am foarte mare încredere în ALDE și pe viitor. Această oportunitate la care faceți în mod foarte corect referire, pe care atât domnul Tăricianu, secretarul general Daniel Chițoiu al partidului, cât și conducerea, nu vorbim de biroul politic, dar și, foarte important, președinții filialelor. Și aici, de exemplu, dacă toți suntem în Târgoviște, bineînțeles, Târgoviște în Dâmbovița, fac referire la domnul Ionel Petre, care de asemenea promovează tineri, îi integrează, chiar dacă au o vârstă unde experiența politică poate că nu este chiar atât de consistentă, dar dorința de a se implica și de a învăța îi face să aibă o oportunitate care în alte locuri, cum spuneați și dumneavoastră, nu este acordată, ci doar solicitată sub forma unei munci voluntare, mai ales în perioadele de campanie. Din fericire, nouă ne-a fost dată această oportunitate, dar trebuie să menționez, și noi am știut să o sesizăm, să profităm de ea și să confirmăm până la urmă încrederea pe care am fost creditați. Dar Dâmbovița de ce nu are candidat la aceste alegeri europarlamentare? Din 43, nici măcar unul singur nu este din cadrul organizației județene Dâmbovița, în condițiile în care vecinii noștri, județele vecine, de exemplu Argeș, sunt 2 candidați pe liste, iar Prahova are tot 2 candidați pe liste. Dâmbovița, 0. Bun, acum la această întrebare cei mai măsuri ar fi să vă răspundă cei din comisia de validare. Vă trimiteți la plimbare. Nu vă trimit la plimbare, vă spun procesul de selecție care este unul și să știți că nu încerc deloc să evit răspunsul, dar este un proces care arată seriozitatea cu care am tratat noi ALDE componența acestei liste, în sensul în care au fost definite niște criterii care pleacă de la experiența profesională,
ce știm să facem, ce am făcut în viață, ce ne califică, care este specializarea noastră. Experiența politică, bineînțeles, pentru că în Parlamentul European nu poți să ajungi și să-ți închipui că toate ușile ți se vor deschide dacă n-ai un minim de experiență, de relaționare, de tact diplomatic și de relații internaționale. Cunoașterea limbilor străine, proiectul pe care fiecare din noi, cei care ne-am avansat candidaturile pentru această onorantă funcție de parlamentar european din partea României, le-am avansat, fiecare cu zona lui de expertiză, eu pe zona de mediu și de tineret, alți colegi în alte zone, după care o comisie din care, bineînțeles, niciunul din cei care și-au depus dosarele nu au făcut parte, deci automat nici eu, au decis pe baza acestor criterii care au avut o medie ponderată, adică nu toate criteriile aveau aceeași valoare, unele erau cotate între 0 și 50 de puncte, altele între 0 și 70, altele între 0 și 100, în funcție de importanța acordată fiecărui criteriu. S-a stabilit o ierarhie și a rezultat această listă extinsă de 43 de candidați, care eu cred că prezintă sau este oferta electorală cea mai bună pentru din România. De ce? Pentru că îmbină cel mai bine experiența profesională, politică și de viață, de ce nu, a unor candidați, Norica Nicolai, Daniel Barbu, făceați referire la Andrei Gerea din organizația de Argeș, fost ministru al energiei și al economiei, Varujan Vosganian, cu tinerețea unor membri ALDE care poate că nu au chiar din prima o capacitate sau o calificare de a îndeplini cu brio această funcție onorantă de parlamentar european, dar cu siguranță vor integra echipele parlamentarilor europeni, pentru că să nu uităm, niciun parlamentar european nu lucrează singur, are o echipă de asistenți, fie la nivel de Bruxelles, Strasburg sau la nivel național, deci în România, de unde ar fi dumnealor, care învață toată această muncă de back office, da? De amendamente, de comisii, de întâlniri de grup, de gestionare a corespondenței, toate aceste elemente care nu fac decât să consolideze experiența pe care tinerii și persoanele care lucrează, nu, în spatele europarlamentarilor o au și să le ofere șanse mai bune pentru viitoarele alegeri europarlamentare din 2024. Deci v-am spus cum s-a ajuns la această listă și acestea au fost criteriile. Relația cu partenerul de guvernare, domnule vicepreședinte, cu Partidul Social Democrat, am văzut și o declarație astăzi a liderului Senatului și ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, domnia sa susținea că PSD-ul a început să scadă, am văzut și replica unui un alt oficial al PSD-ului, e vorba de secretarul general Codrin Ștefănescu, a infirmat declarația, de fapt n-a infirmat declarația, a infirmat această scădere a încrederii în PSD, domnia sa spunea nu, ba din contră că PSD-ul crește, de exemplu în Dâmbovița această relație de colaborare strălucește, dar lipsește cu desăvârșire, nu se întâmplă, adică nu există niciun fel de relație de colaborare între PSD și ALDE. Eu vă spun, pe surse am aflat că oficial toată lumea spune domnule, ne iubim, năpraznic. Ei, nu, iubiți-vă acum, pe tunuri. Acum sunt două lucruri de spus la acest lucru. Primul este să punem în context declarația domnului președinte Tăriceanu. El a fost întrebat exact înainte de ce ați citat dumneavoastră corect de altfel, a fost întrebat care este relația cu PSD, având în vedere că scorul PSD-ului este la jumătate din scorul obținut în 2016 și ALDE este în creștere. Și aici domnul președinte Tăriceanu a spus, nu cred că este la jumătate, poate este în scădere și noi continuăm să funcționăm împreună. Dar atenție, suntem exact ca într-o căsătorie, nu înseamnă că totul ne iubim necondiționat din acest punct de vedere, dar avem un program de dus la bun sfârșit, multe din lucrurile pe care ni le-am propus s-au întâmplat și aici trebuie să acordăm credit ambilor parteneri, în sensul în care, da, PSD a obținut un scor istoric, dar nu putem să neglijăm și contribuția noastră
atât din punct de vedere al procentului sau al mandatelor în Parlamentul României, cât și al viziunii liberale, pentru că și de aici apar cumva și aceste poate viziuni diferite care caracterizează această alianță. Până la urmă vorbim de un partid de stânga cu o viziune social-democrată asupra societății și noi un partid liberal de dreapta care avem o altă viziune, dar bineînțeles reușim să ajungem la un numitor comun și să ne înțelegem. Cât despre colaborările locale, trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră în sensul în care există locuri în România unde județe, adică unde, să spunem, colaborarea ar putea să fie mult mai bună. Pun acest lucru pe seama unor personalități, a unor lideri și de o parte și de alta, care poate că nu se înțeleg întotdeauna așa cum ne-am dori, dar, per total, dacă privim imaginea per ansamblu, cred că este totuși o coaliție care, deși s-a tot spus că nu va funcționa, că nu funcționează, că este aproape de ruptură, dar din săptămână în săptămână apare câte o tensiune și, bineînțeles, face un pic și deliciu presei să mai exploateze aceste știri pe surse, cum spuneți dumneavoastră foarte corect, dar eu nu comentez niciodată știri pe surse. Cred însă că o bună parte din lucrurile pe care ni le-am propus le-am realizat și ar putea să fie mai bine, dar sunt încrezător. Ar putea să fie mai bine, dar sunt încrezător. Oameni buni, concluzionează domnul Tudor Tim Ionescu. Domnul ăsta este vicepreședintele organizației de tineret ALDE. Este și consilier general al primăriei municipiului București, dar și secretar general adjunct ALDE la nivel național și candidat ALDE, evident, la alegerile europarlamentare. Luăm publicitate, oameni buni. Revenim imediat, nu plecați nicăieri, să aflați alte lucruri interesante din interiorul ALDE. Publicitate.